Bună seara! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție de analiză a modalităților în care securitatea statului a trădat în perioada socialistă, dar și după. Am avut deja 5 emisiuni pe această temă, l-am avut ca ghid neegalat pe domnul profesor universitar dr. Corvin Lupu și vom continua și în această seară. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Ne bucurăm că suntem din nou împreună. Și eu mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu telespectatorii noștri. Mulțumim. Așadar, în emisiunea de data trecută am vorbit despre trădarea generalului Ion Mihai Pacepa și spuneam că o să ne referim și la cazurile de asasinare a unor generali sau de trădare. Dar, înainte de asta, v-aș propune, domnule profesor, să lămurim un eveniment care a suscitat foarte multe dezbateri și comentarii de la ultima noastră întrevedere de săptămâna trecută. Este vorba despre așa numita rebeliune a lui Evgeni Prigojin, comandantul trupelor Wagner, care pare că după ce a repurtat succese cu totul remarcabile în fosta Ucraina, mă rog, zic fosta, că deja e discutabil a cui mai aparțin regiunile respective, în Bahmut, în Soledar, iată că pare că s-ar fi întors împotriva conducerii Federației Ruse. Pe de altă parte, alți analiști spun că a fost o înscenare, că au lucrat mână-mână Prigojin și Putin și conducerea Siloviche. Care este opinia noastră cu privire la aceste evenimente? Am urmărit și eu acest eveniment pe mai multe părți. Pe de o parte am încercat să mă documentez din sursele mele, care sunt, după părerea mea, net superioare mass mediei românești. Și în același timp am văzut o mulțime de propagandiști ai sistemului, de televiziunile astea principale, televiziunile finanțate de stat, emițând tot felul de teorii care ocolesc esența acestei probleme. Tot felul de propagandiști, foști miniștri, generali, diversi posesori de beneficii de pe urma sistemului, care vin și, din păcate, mint poporul român, de multe ori chiar cu nerușinare. Dar nu numai în România, în toate țările euroatlantice a fost această dezbatere. Cazul acesta Wagner trebuie privit dintr-un anume unghi de vedere. Șeful lui Prigojin a făcut carieră, și a început cariera la vârful politicii în Rusia în timpul președintelui Boris Yeltsin, nu a lui Putin. El a fost ministru plin în guvernul lui Yeltsin. Prigojin? Ministru plin, Prigojin, dar a fost ministrul situațiilor de urgență. Pentru situațiile de urgență era un minister separat. Separat de în ministerul România, de el este caracterizat ca un pușcăriaș. Că a omorât oameni, nu știu ce a făcut, bine, a fost nu, închis. Nu, că-i bucătar lui Putin. Da. Niciun bucătar, este inginer. De meserie inginerie. Prigojin și a fost ministru. Ei, el a făcut parte din acel grup de care s-a lipit și președintele Vladimir Putin. Pentru a ajunge la putere, Vladimir Putin a trebuit să-și dea mâna cu oligarhii, cu toți cei pe care ulterior i-a numit trădători. Pentru că nu putea fără ei, nu avea cum să ajungă la putere. Da, Așa s-a apropiat și de acest Prigojin. Dar ulterior a ajuns să curețe Rusia de acești oligarhi și de oamenii lui Gorbaciov și a lui Yeltsin, cei doi conducători pe care președintele Vladimir Putin i-a etichetat ca fiind trădători ai Rusiei. Și am arătat și ați văzut și dumneavoastră că anul trecut lui Gorbaciov nu i s-au făcut nici măcar funeralii. Onorurile, da. Prigojin a ajuns la o mare putere. De ce? În anul 2013,
când se profilau niște nevoi militare speciale în Siria și de asemenea când Federația Rusă avea o serie de solicitări din Africa, mai ales din Congo, dar și din alte părți, ca să asigure securitatea unor câmpuri petrolifere, a unor mine de diamante, a unor mine de aur, contra cost, bineînțeles, conducerea colectivă a Federației Ruse a decis că în asemenea operațiuni să nu fie implicate forțele terestre ale Rusiei. Așa s-a hotărât și așa s-a hotărât și privitor la Siria. Din această cauză, în război din Siria, în care Rusia era parte, ea nu a trimis forțe terestre deloc. Forțele terestre au fost doar Wagner și 100.000 de luptători terestri din Iran. O întrebare. Da. Este adevărat că 70% din cei comasați în Wagner sunt pușcăriași? Nu știu cine a dat cifra asta. Eu nu am pot auzit să și analiști din afara României spunând asta. Da, e posibil. Nu știu cine are evidențele lor ca să poată face o asemenea remarcă. Este cert că în anumite situații deținuți care au o pregătire de luptă specială beneficiază de reduceri de pedepse, etc., dacă se înrolează voluntar. E o practică care e folosită în multe părți ale lumii, pentru că sunt și unii luptători profesioniști foarte buni care ajung să comită infracțiuni, ajung prin închisori și de multe ori se consideră că e necesar să fie. Vreau să vă spun când s-a constituit treaba această formațiune. Sarcina a revenit serviciilor de informații ale armatei ruse. Și sarcina aceasta de a constitui un grup paramilitar foarte puternic a revenit unui colonel pe nume Dmitri Utkin. El este creatorul Wagner, Dmitri Utkin. El, ca ofițer de plin conspirat, avea pseudonimul Wagner. Și de aici s-a numit grupul Wagner. Interesant. Utkin, în Occident, s-au vorbit o felul de prostii, și în România la fel, că Utkin ar fi fost un antisemit și un nazist. Și deci, ca Utkin cu U sau cu P? Cu U. Cu U. Da. Dmitri Utkin. Utkin. Așa îl chema. Că ar fi nazist. Eu vreau să spun telespectatorilor noștri că în cadrul regimului naționalist ortodox din Rusia nu există naziști. Naziștii nu sunt acceptați, nu sunt agreați. Persoane care nu sunt de acord ca evreii să mai conducă Rusia sunt multe. Ei nu sunt antisemiți. Ei sunt proruși. Ei au eliminat din rândul oligarhiei rusești evrei pentru ca să-i aducă pe ruși la conducerea Rusiei, nu pentru că sunt antisemiți sau ar vrea să-i lichideze pe evrei. Da, ați mai explicat. Utkin a fost și el etichetat în fel și chip și s-a spus că și-a luat numele Wagner pentru că marele compozitor Wagner ar fi fost nazist și antisemit și din respect pentru Wagner și-a luat. Numele, în primul rând, numele conspirative. Sunt speculații, da. Secrete, nu și le alege omul. Numele conspirativ ți-l dă serviciu. Serviciu gândește numele tău și îl dă, nu vii tu să spui că vrei să te cheme nu știu cum. Este alte sisteme. Ei, Prigojin de ce a fost implicat? Prigojin a fost în anturajul oligarhilor lui Yeltsin. A trăit alături de ei,
E adevărat că și Putin multă vreme a fost susținut de oligarhii aceștia până a ajuns la putere și a schimbat regimul. De ce era nevoie de un om, un conducător al grupului Wagner, altul decât Utkin, care era ofițer de informații? Trebuia un om de anvergură dintre oligarhi, pentru că acești oligarhi erau legați de interesele de petrol, de interesele de minerit și pe unde lucra grupul Wagner, și în același timp Prigojin, cu influența lui între oligarhi, obținea finanțarea pentru acest grup paramilitar, care numai în anumite situații și cu o parte din costuri era finanțat de Ministerul Apărării. Majoritatea veniturilor și le obțineau de la beneficiarii activităților militare pe care le desfășurau ei. Da, este bine, de remarcat că grupul Wagner a ajuns la o este mare putere. Numai un pic. Grupul Wagner este o formațiune privată care, conform Constituției rusești, nu are voie să lupte pe teritoriul Federației Ruse. Iar cum cele patru regiuni, Lugansk, Donetsk, Herson și Zaporojie, au fost alipite, cum spun rușii, Federației Ruse, atunci se punea sub semnul întrebării dacă mai respectă legea, dacă luptă pe respectivele teritorii. Deci problema e mai delicată. Combinat cu Belarusul, știți, cu Lukashenko, poate ne explica și asta. Și acum, ce s-a întâmplat cu acest grup? El s-a ilustrat fiind coordonat de ofițeri foarte bine instruiți din GRU, a ajuns la performanțe militare deosebite peste tot pe unde a lucrat și a ajuns la o mare putere, a ajuns și la o mare bogăție, la o mare bogăție. Grupul Wagner avea bani cu carul și a ajuns la un moment dat stat în stat. Ei au luptat și în Africa. Africa. Da. Iar după declanșarea operațiunii militare din Ucraina, când oligarhii cazaro-evrei din Rusia au fost eliminați în cea mai mare parte ca influență, ca putere, ca bogăție, și foarte mulți și-au pierdut viața în perioada asta, Prigojin a început să aibă reacții negative la adresa Ministerului Apărării. Dar reacția lui negativă, de fapt, era față de regimul din Rusia, care se abătuse total de la regimul ielținist pe care, care l-a ridicat pe el și în care se simțea el bine, iar principalii oligarhi cu care a împărțit el puterea și a gestionat puterea nu mai există astăzi în Rusia. Este cert că Prigojin a fost etichetat ca omul regimului care dispare din Rusia. Nu a mai fost agreat ca Wagner să fie stat în stat. A mai fost și fenomenul care l-ați arătat dumneavoastră, că nu avea un statut foarte bine clarificat juridic și e cert conducerea Ministerului Apărării și a Rusiei era nemulțumită de prestația lui. De ce? Prigojin cerea alte arme decât primea și cerea într-una să-i se dea arme letale cu care să câștige războiul repede. Deci era pe o altă linie de gândire decât conducerea Federației Ruse, care poartă un război de lungă durată și mișcă încet. Pe o rază de 1000 de kilometri
se duc lupte pe 200 de kilometri din cei 1000, iar pe 800 de kilometri armata rusă stă pe aliniament, în față nu-i nimeni, dar nu înaintează. Da, iar dați-mi voie să subliniez această idee. Dumneavoastră ați spus-o de mai multe ori, dar se pare că puțină lume a prins-o. Federația Rusă are interesul să prelungească acest conflict. Și ați explicat, sunt mai multe motive, atât externe cât și interne, și se pare că populația din Rusia nu înțelege foarte bine strategia Kremlinului. S-au născut o serie de nemulțumiri, iar Prigojin a preluat aceste nemulțumiri, a venit pe valul lor. Nemulțumirile sunt la o cotă mică. Nemulțumirile sunt la o cotă mică. Președintele Putin are și acum în Rusia, și ați văzut că acest lucru l-a subliniat și primul ministru al Ungariei zilele trecute. Bineînțeles că l-au bombardat cu invective, dar primul ministru al Ungariei spunea adevărul. El are și acum o cotă de încredere și de susținere uriașă, pe care nu are niciun lider în Occidentul. Da, dar eu vorbesc de Putin. Orban a semnalat acest lucru și a fost imediat etichetat ca putinist, cum este el etichetat. Eu cred că tot ce s-a întâmplat a fost o operațiune ordonată de la nivelul conducerii militare. Deci un fel de înscenare. Da. Pentru a lua puterea lui Prigojin și pentru a include din grupul Wagner pe cei pe care pot fi incluși în cadrul Ministerului Apărării, le face contracte la cei care vin, iar restul se dizolvă. Restul se dizolvă. Acest lucru nu putea fi făcut la începutul războiului, că a fost nevoie de ei. Wagner a cucerit Mariupolul, Azovstalul, orașele alea de pe acolo. E, nu putea fi făcut pentru că armata Federației Ruse nu era încă pregătită pentru acest război. Armata Federației Ruse nu era așa de instruită cum era grupul Wagner. Ăsta e adevărul. Grupul Wagner cu între 30 și 50 de mii de luptători în linia întâia, pentru că au și în linia a doua și în această perioadă a războiului ei mai au efective și în Siria, și în Libia, și în Congo. Exact, aveau experiență. Da, și nu, dar nu s-au putut aduce toate forțele ca să le ducă în Ucraina, că sunt și alte interese. Rusia e o putere globală și are interese în multe părți. E, între timp, unitățile militare rusești, multe dintre ele, s-au antrenat mai bine, s-au perfecționat mai bine și se poate renunța la serviciile grupului Wagner sau a unei mari părți a grupului. Pentru că numai o parte din militarii din Wagner vor accepta să lucreze cu contract cu un salariu care e mult mai mic decât aveau la Wagner. Mulți dintre ei vor pleca, sunt și foarte mulți străini. Nu știu dacă telespectatorii noștri care ne urmăresc acum și aduc aminte că a fost un scandal în Congo, că erau luptători din România proveniți. Și s-a spus, domne, românii luptă în grupul Wagner. Ei au luat din toate țările, majoritatea sunt străini. Sunt mercenari, luptă pentru bani. Da, luptă pentru bani. Dar acum această grupare paramilitară nu mai este agreată și s-a scenat treaba asta. A fost vizibil un lucru. Când au pornit ei spre Moscova, eu nu am informații ca să pot să spun dacă Prigojin este parte a complotului sau nu este parte a complotului sau e o victimă. Da, poate oricum, a fost atras într-un fel de cursă. E posibil. Oricum, detașamentul de 5.000 de oameni care a ajuns în aproape de
la 200 de kilometri de Moscova, era condus de colonelul Utkin. Păi ăla e un om loial al Rusiei, domnule, ăla n-are nicio treabă, ăla a primit un orden. Da, în presa de la noi se specula că va fi război civil, că o să răstoarne guvernul de bandadă în Rusia. Da, vă dați seama că ei când au plecat și când au intrat în Rostov, lumea nu știa ce vor declara ei că vor să facă. Cei care au primit cu entuziasm, îi primeau cu entuziasm pentru că erau luptătorii lui Putin, nu pentru că erau anti-Putin. Numai la noi s-au prezentat filmele alea. O serie de succese în interesul populația rusă. S-ar bucura că Prigojin se duce acum și îl schimbă pe Putin. O prostie, o nebunie, o manipulație aberante. Manipulări, nu speculații, manipulări. Da. Acum, practic, după părerea mea, grupul Wagner se va dizolva cât de curând. O parte va fi absorbită de Ministerul Apărării, altă parte va, cel puțin din Ucraina, va dispărea. În ce măsură el va mai fi folosit în Siria, în Libia și în Congo, nu pot să vă spun că despre asta nu am informații. Cert este că eliminarea lui Prigojin ca o personalitate foarte influentă în Rusia face parte din lanțul de eliminări de mari personalități din vremea lui Yeltsin, care s-au perpetuat în perioada Putin. Dați-mi voie să fac un comentariu. Deci, chiar recent am văzut în mass media de la noi din România recunoscut acest lucru pe care îl spuneți dumneavoastră, că averile oligarhilor au fost naționalizate, deci au fost trecute în proprietatea statului de unde erau private, și la fel se pare că se va petrece și cu gruparea Wagner, va fi naționalizată, trecută sub comanda lui Putin, nemijlocită. Vreau să fac o precizare. Nu toate averile au fost confiscate și naționalizate. Cea mai mare parte din acțiunile oligarhilor au intrat în posesia guvernului Federației Ruse în momentul începerii războiului, când s-a prăbușit rubla. Și atunci guvernul Rusiei le-a cumpărat cu bani. Ei nici nu poate să afirme, cei care și-au pierdut aceste acțiuni au fost cumpărate de pe bursă de guvernul Rusiei. Asta nu-i naționalizare. Au fost deposedați printr-un joc de al rublei pe care l-a făcut conducerea guvernului Rusiei, care a premeditat toată treaba. A premeditat prăbușirea rublei. Iar după ce au anunțat că vând toate exporturile doar în ruble, nivelul rublei a crescut peste nivelul dinaintea războiului. Mă refeream și ca efect. Statul ca efect a fost un gen de naționalizare. Da, ca o naționalizare pe bani foarte puțin. Da. Dar s-au făcut și confiscări de averi. S-au făcut și confiscări de averi de la cei care n-au fost loiali Rusiei. Și foarte mulți au fugit, foarte mulți oligarhi, dar întâmplător toți cazară evrei. Au fugit, foarte mulți au fugit în Israel, dar au fugit și în alte părți. Dar vreau să vă spun un lucru. Cu toate că fugind din Rusia, n-au fost primiți cu brațele deschise nici în Occident, să știți. Și occidentalii le-au confiscat bunuri, bani, conturi, baza materială de acolo, vile, iahturi și altele. Da. Domnule profesor, vreau să... A fost o chestiune care cred eu că telespectatorii ar trebui să o aibă în vedere, desigur, alături de multe alte aspecte care nu ne referim, zic eu, pe larg la ele, ca să revenim la problematica... Da, numai puțin, vreau să reamintesc telespectatorilor, ca să rămână cu o idee cât de cât clară, de ce are Rusia interesul să prelungească acest conflict. Eu o să spun pe scurt, dumneavoastră, dacă vreți să completați, cum doriți.
Deci a avut atât interese externe cât și interese interne. Extern, vedem cum a reașezat relațiile internaționale pe alte baze, pentru că de la începerea conflictului din 24 februarie 2022, Occidentul, deși se aștepta că va izola și va slăbi Rusia, s-a petrecut exact invers, pentru că Rusia a început să crească economic, să-și redistribuie resursele și Occidentul să cadă economic. Deci, pentru Rusia, care cunoscut evoluția... și Fondul Monetar Internațional. Da, care exact. A în documente oficiale. Anul trecut, 2022, an de război, aproape tot anul, a crescut. Rusia a fost pe creștere, a spus da, OCMEU. Care... Se previzionează că această creștere va continua chiar mai accentuată. Și FMI-ul sunt dușmanii Rusiei, pentru că corect. Stăpânii FMI-ului sunt globaliști. Proprietarii, nu sunt proprietarii întreprinderilor din Ucraina pe care le bombardează aviația rusă. Da. Bun, deci sigur s-ar putea spune multe alte despre această repoziționare a relațiilor internaționale, alianțe care s-au format, vedem cum țările au refuzat să condamne sancțiunile aplicate Rusiei, vin tot mai multe către BRICS, iar din punct de vedere intern... Sunt multe cauze, majoritatea sunt interne. Da, rușii au urmărit să facă ordine, curățenie, pentru că probabil mulți dintre dumneavoastră, dragi telespectatori, nu sunteți foarte conștienți că Rusia a fost infiltrată masiv de agenții ai globaliștilor din toate structurile de informații occidentale, din Statele Unite, din... Israel, de peste tot. Și nu puteau să-i dea afară așa, pur și simplu, și atunci au avut nevoie de un pretext. De persoane, nu numai de persoane infiltrați, dar au fost infiltrați de racilele Occidentului. Că exact. În Occident au venit racile, drogurile, traficul de persoane, traficul de organe, frontierele... Tinerii erau corupți din punct de vedere moral, psihic. Granițele ciuruite și contrabandă pe toate părțile, din toate părțile, și trândăvia tineretului. Păi cum am pățit noi cu Soros în România? Tineretului a venit în Occident, de acolo e moda trândăviei. Și aveau probleme mari. Drepturile omului, cu LGBT, cu din astea. Dar nu mai puteau să recruteze pe tineri în armată. Rusia era în pericol să rămână fără armată, că tineretul nu mai avea poftă de serviciu militar obligatoriu. Da. Acum au dat legea aspre și au ridicat cota încorporărilor la un procent foarte, foarte ridicat. Asta și fac ordine în țară. Da, cred că aceste precizări au fost foarte binevenite. Și, sigur, și mai e încă ceva și pentru companii. Pentru companii, și cele de stat și cele private. Ele alegeau soluția ieftină și simplă. Cumpărăm din Occident tehnologii foarte bune, de calitate înaltă, ieftine, Rusia e bogată și nu-și mai făceau nimic. Acum sunt obligate, au dat legi rușii, sunt obligate companiile să-și producă toate tehnologiile pe care le au. La summitul economic din mai 2022, președintele Putin a spus să nu vă închipuiți că Federația Rusă nu deține documentația tehnologică pentru tot ceea ce e important trecut. Și acum companiile primesc de la guvern documentația tehnologică și sunt obligate să-și producă ele. Acest lucru pe timp de pace nu s-ar fi făcut. Da. Lăsau să curgă pe conducte petrol și gaz și aduceau din Occident tehnologiile. Și acest lucru e foarte important, să nu fii dependent de restul lumii, să-ți produci tehnologiile importante de care țara are nevoie să ți le produci tu, să nu fii la mâna nimănui. Da, și vreau să mai reamintesc o idee pe care dumneavoastră ați expus-o în detaliu în alte emisiuni, anume că în Rusia, înainte de 24 februarie anul trecut, oligarhii cazaro-evrei conduceau afacerile, majoritatea lor din Rusia, și ei erau ca un fel de curele de transmisie pentru Occident. Adică lucrau în interesul
Țineau Rusia la mâna Occidentului. Mai exact, la căruța globaliștilor. Da. Conducerea Rusiei nu mai vrea acest statut și nu mai vrea, dar în Occident, opinia publică manipulată groznic are impresia că fără ei nu se poate trăi, că toată omenirea depinde de Occident. Este o marotă cumplit de falsă. Nu mai suntem după al doilea război mondial, când doar Statele Unite dețineau tehnologie, restul nu mai avea nimeni nimic. Nu suntem în situația. Tot ceea ce are Occidentul, are și Asia. Nu există tehnologii care să nu se găsească în China, în Japonia, în țări din... și în alte state care dețin asemenea, în Singapore, da, este, este semnificativ India. Că 80% din populația lumii a refuzat să condamne Rusia pentru intervenția din Ucraina și cei 20% sunt țările euroatlantice. Dar nici măcar aici nu e omogenitate, pentru că populația nu e mulțumită de politicile astea sclavizante, aș putea să le spun. Da. Așa este. Da. Bine, haideți să trecem la subiectul de bază, cu trădarea securității. Am discutat despre Pacepa și trădarea generalului Pacepa, care a însemnat foarte mult și a fost în conexiune cu un lanț întreg de trădări care se produceau în România. Aș mai vrea să vă spun ceva legat de un colaborator al lui Pacepa, un subordonat al lui Pacepa. E vorba de un agent foarte important, de origine evreiască, cum erau majoritatea securiștilor în anii 50, când a intrat el acolo. Îl chema Iacob Gheion, numele românizat, și s-a dat un nume profesional, numele de Dan Iacobescu. Poate telespectatorii noștri l-au întâlnit prin lecturile lor ca Dan Iacobescu. El a lucrat în birou Franța ca ofițer al rețelei Caraman. A ajuns în conflicte deschise cu generalul Mihai Caraman. Generalul Mihai Caraman nu a great pe Iacobescu, care era homosexual, ăsta e adevărul. Caraman era un bărbat cunoscut pentru succesele în lumea feminină. Ca urmare, Iacobescu s-a plâns la Pacepa de mai multe ori de Caraman, iar Pacepa i-a dat o misiune în Marea Britanie. Și e foarte posibil, și am spus că în analiza privind istoria serviciilor secrete, suntem obligați să mai luăm în calcul și supoziții, nu numai informații certe. E foarte posibil ca Pacepa să fi știut că Iacobescu va dezerta. A dezertat tot în 69, deci tot după planul Niestră, după ce s-a întocmit planul Niestră, s-a predat la britanici. Vă rog să reamintiți când a fost elaborat planul Nistru. În 69, la începutul anului, după ce s-a renunțat la ideea unei intervenții militare sovietice în România. Da, mulțumesc. În Marea Britanie el a făcut de conspirări importante, care au afectat serviciile române de spionaj. Dar nu i-a deconspirat pe toți. Pe oamenii, a deconspirat în general agenții care știa el că sunt patrioți și care nu lucrează pentru alte servicii. Așa, de exemplu, a deconspirat un foarte important agent român din Turcia, care a fost și fost arestat imediat și condamnat la 20 de ani de închisoare în Turcia. Ulterior, în locul lui, a fost trimis în misiune colonelul Filip Teodorescu, care a stat 9 ani ca șef de rezidență în Turcia.
Dar interesant e o chestiune. Conducerea Direcției Generale de Informații Externe, și asta a fost un act de sărătare, Doicaru Pacepa, Doicaru șef Pacepaciu, nu a acționat în niciun fel pentru a-l recupera pe ofițerul aflat în temniță. Că de obicei acești oameni sunt recuperați. Dom'le, plătești, dai la schimb, dai pe alții. Cere aliaților pe cineva care îl deține. Era un valoros pentru el. Nu, ca să-l dai la schimb. Se fac negocieri, se intervine la conducerea statului. Ceaușescu avea relații bune în Turcia, dar nici n-au intervenit. Vreau să vă spun un lucru. Nici nu știau conducătorii politici, de multe ori nu știau toate treburile astea, pentru că nu le raporta securitatea. Vreau să vă spun că din Marea Britanie Iacobescu a fost predat CIA-ului și l-au dus în SUA, unde a făcut foarte importante servicii CIA-ului. Cunoștea toată problematica penetrării NATO și toate celelalte. Iacobescu a fost condamnat la moarte în 22 septembrie 1970. Ca urmare a condamnării sale la moarte... Condamnat la moarte de către cine? De Tribunalul Militar București. Aha. Ca pentru înaltă trădare. Ca urmare a acestei condamnări, un general de securitate pe nume Ioan Tănăsescu a înaintat generalului Pacepa o notă raport prin care a cerut ca în vederea punerii în aplicare a sentinței de condamnare la moarte, pentru că Iacobescu se sustrăgea prin fugă, ofițerii ilegali ai brigăzii Turm Daniela din Austria, deci brigada noastră antrenată, compusă din ofițeri de plic conspirați, care să pună în executare sentințele de condamnare la moarte în străinătate, își avea sediu în Austria, la Viena. Turm Daniela se numea unitatea, tot nume conspirativ, să-l identifice fizic pe trădător și pe membrii familiei sale. Vreau să vă spun că generalul Tănăsescu a trimis ofițerii, Iacobescu locuia în San Rafael, California, și a transmis toate informațiile care îl priveau. Ofițerii noștri de la unitatea Sturm Daniela i-au identificat locuința, numele din America pe care că i-au scris americani, CIA-ul i-a dat alt nume în America, numele lui, traseul zilnic al soției, fotografii cu casa, intrările, pe unde se intra în curte, în casă, balconul, garajul, pe unde se intra în garaj, în pivniță, tot. Ca ofițerii care trebuiau să pună în executare sentința să aibă toate datele. Cu toate că a avut toate probele, generalul Pacepa nu a dat niciodată ordin grupului operativ special de acțiune acoperită externă să pună sentința în executare. Și vreau să vă spun ceva. Din zecile de trădători pe care i-a identificat generalul Cristian Troncotă și i-a studiat și i-a cercetat, nu s-a pus în executare nicio sentință de condamnare la moarte. Și au fost cu zecile. Asta e un semn al trădării. Și semnul faptului că acești transfugi erau protejați de generalul Vlad și de securitate. Iulian Vlad, da. Deci, era un sabotaj și ăsta. Păi dacă s-a hotărât ca sentințele de condamnare la moarte să fie puse în executare și toate serviciile din lume procedau în acest fel, ai noștri n-au procedat, n-au omorât pe niciunul. Și erau condamnați la moarte. Dar din 70 până în 90 nu s-a sesizat că nu se pun în aplicare? Ei raportau că nu pot.
că nu știu, că nu au date. E bine, la Iacobescu, de aceea am insistat, au existat și sunt în arhivele securității toate probele că au avut toate datele, nu trebuia decât apăsa pe trăgaș și era gata. Vreau să vă spun că Pacepa i-a informat pe americani că se urmărește punerea în executare a sentinței lui Iacobescu. Și el le-a spus americanilor că e posibil ca de la alte nivele să fie trimiși alți ofițeri și acțiunea să scape lui de sub control și să fie pusă sentința în executare, adică aveți grijă să nu vi-l omoare. Ca urmare, la începutul lunii ianuarie 1975, ambasadorul Statelor Unite la București, Barnes Jr. îl chema, s-a prezentat la consilierul prezidențial Vasile Pungan al nostru și a dus la cunoștință lui Pungan că autoritățile americane dețin informații certe potrivit cărora organele românești de securitate întreprind măsuri pentru identificarea lui Iacobescu și pentru punerea în executare a sentinței lui de condamnare la moarte. În aceeași notă raport, făcută după intervenția ambasadorului, aflăm despre un alt trădător, ofițerul de securitate Constantin Răuță, care a rămas și el în SUA și a predat americanilor, CIA-ului, servieta diplomatică conținând secrete privitoare la rețeaua României în Statele Unite, privitoare la agenții noștri de acolo, privitoare la căsuțe poștale, la adrese, la case conspirative ale rețelei noastre. Ăsta este Răuță în imagine, da, acum. Da, da. Vreau să vă spun că în 1978, când Ceaușescu a vizitat din nou Statele Unite ale Americii, era la patra vizită, autoritățile americane, el a avut întâlniri la toate nivelurile, cu președintele, bineînțeles, dar s-a întâlnit și cu alți demnitari importanți ai statului american, erau relațiile deosebit de bune. I s-a cerut lui Ceaușescu să-i dea pașaport, să dea ordin să-i se dea pașaport soției lui Răuță și copilului, nu mai știu, fetiță sau băiat ce avea. Da. Avea un copil. Ceaușescu a fost foarte reticent și foarte dur cu America. Și a întrebat autoritățile americane cum ar rezolva guvernul american trădarea unui ofițer al Statelor Unite. Și le-a spus Ceaușescu, cei care îmi pun mie întrebarea aceasta cunosc aceste lucruri. Și despre trădătorii jurământului militar a spus Ceaușescu, nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Deci le-a închis. Oricum, și Răuță, după 90, s-a întors în România, a bătut cu pumnul masă pe la toate ușile, i-a amenințat pe toți, a cerut să îi se dea înapoi apartament sau casă sau ce-o fi avut el pe aici, bunurile care le-a lăsat în România, a cerut toate onorurile și... Era un trădător de rând, indiferent de regimul politic. Trădătorii sunt trădători. Și se dădea patriot acum. Afectează țara. Regimurile politice se schimbă, țara rămâne și suportă țara toate costurile tuturor trădării. Am dorit ca să mai completez aceste lucruri și vreau să vă spun ca așa în concluzie la cazul acesta Pacepa că fuștii securiști din aripa fundamentalistă trădătoare în frunte cu generalul Iulian Vlad, cu colonelul Filip Teodorescu, cu generalul Vasile Mălureanu și mulți alții ca și agenții lor
au susținut cu determinare ideea că securitatea nu a trădat. Dar se pune o întrebare simplă și nu chiar cu caracter retoric. Păi dacă într-un serviciu secret, pe parcursul a 20 de ani, sunt identificați cu claritate peste 60 de trădători care fug cu genți diplomatice, cu acte secrete ale țării, care vând totul la... Chiar și cu hotărâri de tribunal. De vedere, poți să spui că securitatea a fost o instituție plină de trădători care au adus prejudicii foarte grave și acești oameni care contestă nu au sunt parte a trădării, da. O altă parte foarte importantă despre care aș dori să spun al trădării securității se referă la activitățile comerciale în care a fost implicată securitatea începând cu anul 1982. În 1982, Ceaușescu face una din marile greșele ale vieții lui și semnează decretul de împuternicire a securității de a prelua întreaga activitate de comerț exterior a României. Și ia borcanul cu miere al țării din mâna guvernului și îl dă securității. Probabil a primit asigurări că va fi eficiență mai mare, siguranță mai mare. În primul rând, el a fost tot timpul manipulat de securitate. În primul rând, i s-a băgat în cap că în Ministerul Comerțului Exterior îs numai hoți, numai bandiți, toți fură, toți vând țara, toți fac contracte dezavantajoase pentru țară, toți iau comisioane grele și acceptă prețuri subevaluate la produsele românești, că nu-s de încredere, că nu-s asta, că dau informații economice secrete privitoare la prețuri, la licitații, la toate, și i-au băgat lui în cap că singura instituție. Și Ceaușescu face această greșeală, deși pe fond el nu avea încredere în securitate. El nu avea încredere, dar între unii și alții a pus el în balanță, a hotărât să dea securității această sarcină. Acum, spectatorii noștri știu că activitățile comerciale sunt atribute care nu aparțin culegătorului de informații, ci activitățile comerciale sunt activități economice, ministeriale, guvernamentale, cum vreți să le spunem, care trebuie făcute de oameni de această pregătire. Da, de niște profesioniști în domeniu. Dintr-o dată, ofițerii de securitate au fost transformați din apărători ai securității statului și din culegători de informații în comercianți și producători de bani, inclusiv adică prin contrabandă făcute cu aprobare. Ei trebuiau să decidă cum se fac contractele, da, afaceri, cu cine... Și au devenit niște traficanți ai muncii unei întregi țări. Din acel moment, tentațiile de îmbogățire de la șef până la baza sistemului au fost foarte mari. Preocuparea noilor comercianți ai României a devenit aceea de a obține cât mai multe foloase pentru ei și în același timp să îngrașe conturile pe care le administrau, aceasta fiind principala preocupare, mai mare decât aceea de a vinde producția țării cât mai bine. Și când spuneți conturi, vă referiți la conturile personale, nu conturile statului. Conturile securității, întreprinderilor securității, IC Dunărea și a tuturor întreprinderilor de profil de comerț exterior, care nu erau toate la Bancorex, erau foarte multe conturi tranzitorii, care
conturi erau puse pe numele unui ofițer de securitate împuternicit ca director de credit, conturile erau pe numele lor de persoane fizice, ei dețineau, numai ei dețineau codurile de acces și parolele și în anumite situații la anumite bănci existau și casete de valori în care se depuneau anumite valori și anumite sume de bani, mai ales sume provenite din dobânzi. Gândiți-vă dumneavoastră că în anii 80, această activitate la care mă refer eu acum nu s-a derulat decât 7 ani, în 82, în 89, atât, 7 ani. În acești 7 ani însă, economia României ajunsese foarte sus, foarte dezvoltată și atunci s-a produs cel mai mult în România, în acei ani. Pe timpul acela începusem să spun dobânzile sistemului bancar internațional erau consistente. Niciodată nu s-a pus problema unde sunt dobânzile, ce s-a întâmplat cu ele. Nu mai știe nimeni de ele. Apoi erau comisioanele pe care beneficiarii produselor românești le acordau. Aceste comisioane au făcut ca să se accepte prețuri scăzute, care uneori erau fără profit. Adică să sau se accepte de către agenți securiști. Sub prețul de producție. Și în toată România circula un singur text, o singură lozincă pentru tot. Trebuie să vindem cu orice preț, chiar sub prețul de fabricație, ca să facem rost de valută forte, să plătim datoria externă. În numele acestui deziderat pe care îl dorea și Ceaușescu, aici securitatea se plia pe voința politicului, ei obligau directorii de întreprinderi să accepte prețuri scăzute. Dar de cele mai multe ori, prețurile acestea scăzute erau facturate pe IC Dunărea sau pe alte societăți ale securității și apoi refacturate la valoarea reală a produsului, apărând niște diferențe extrem de mari care intrau în aceste conturi ale celor 330 de directori de credit, ofițeri de securitate care dețineau conturile. Foarte interesant. Deci erau 330 de directori de credit ai securității. Ai securității, da. Mai spuneți o dată, dețineau? Care dețineau conturi pe numele lor de persoană fizică. Deci, practic, ei monopolizaseră economia socialistă. Da, securitatea avea un motiv. Să nu verse banii la Bancorex. Pentru că anumite întreprinderi românești care livrau mărfuri la export aveau datorii. Exista pericolul ca creditorii să aresteze sumele din conturile la vedere, în contul datoriilor pe care le aveau întreprinderile. Și atunci spuneau, domne, nu băgăm la Bancorex că ne ia banii X și Y la care avem datorii, le băgăm noi în altă parte. Da. Și acest lucru favoriza câștigurile care nu se raportau guvernului și conducerii țării, atât din dobânzi, pentru că acești bani stăteau, cât și comisioanele aferente, cât și aceste refacturări de care guvernul nu știa nimic. Guvernul nu avea cunoștință de ele. Da, domnule profesor, trebuie să precizez că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem cam 3 minute. Da. Practic, securitatea a adoptat următoarea politică. A zis, măi, lui Ceaușescu îi plătim datoria externă, dar atât, doar datoria externă, i-o dăm
și restul e al nostru. Și ca restul acesta să fie mare, a fost căpușată economia în paralel cu o propagandă mincinoasă, cum că n-ar fi rentabile întreprinderile. Și dacă te uitai la facturile inițiale, într-adevăr, se vindea tanda pe manda, cât ai cheltuit, atât ai încasat, n-ai niciun profit, n-ai nimic. Profitul era la refacturare în mâinile securității. Mai mult decât atât, legal, conducerea de partid a țării cu Ceaușescu în frunte a permis ca anumite procente și din partea la vedere să fie date securității pentru a finanța operațiunile informative. Și la anumite produse, securitatea a reținut până la 25% din valoarea exportului la produsul respectiv. Da, și poate în emisiunea următoare... Asta s-a întâmplat. Vreau să vă spun că actualmente, fac și eu o dezvăluire, dacă voi Sigur, vă rog. La Direcția Generală de Informații a Apărării există un lung raport, care nu este desecretizat, în care se vorbește despre suma de 40 de miliarde de dolari la valoarea dolarului din 1989, pe care a deținut-o securitatea și care s-a jefuit din România. Deci economia României a produs acele 40 de miliarde peste plata datoriei, peste tot. În ce constă? Sunt 32 de miliarde care au fost în conturi, iar în ziua de 22 decembrie, și asta am scris-o și într-o carte a mea împreună cu un colonel de securitate economică, domnul colonel Ioan Bâlbă, cu care am scris o carte pe tema furturilor securității. Da, în sfârșit, o să continuăm această temă. În portul Constanța se aflau în 22 decembrie 89 produse facturate de 8 miliarde de dolari care n-au mai ajuns niciodată în trezoreria statului și au ajuns în buzunarele miliardarilor de carton. Foarte important, asta explică foarte multe lucruri care au urmat după aceea și noi evident le vom explica în emisiunile viitoare. Vreau să mai subliniez că securitatea a făcut un alt joc dublu și anume lui Ceaușescu îi spunea că magazinele sunt pline, că poporul e fericit și că-l iubește, iar poporul îi spunea că, uite, din cauza dictatorului, megalomanului, voi nu aveți nici un pachet de unt și un litru de ulei. Deci, așa, securitatea a manipulat la două capete și a condus la deznodământul pe care l-a dorit. O să continuăm săptămâna viitoare, domnule profesor, ca de fiecare dată ne-ați adus informații extraordinare, atât din actualitate, cât și din trecutul care însă explică prezentul. Am văzut la unele comentarii opinii de genul ce ne mai interesează pe noi ce a fost acum 70 de ani, că pe noi ne interesează prezentul. E bine, ca să înțelegem prezentul trebuie să înțelegem și trecutul. Tocmai de aceea eu consider că ceea ce ne spune domnul Corvin Lupu are o importanță extraordinară și acest discernământ și experiență pe care dumnealui ni le oferă, eu cred că nu prea le mai întâlnim în altă parte în România. Cu aceasta o să încheiem aici această emisiune. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, încă o dată și vă mulțumim și dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare, miercuri. La revedere!